Consiliul Județean Iași solicită 110 milioane de lei de la Compania Națională de Investiții în vederea modernizării a 5 drumuri județene. La rectificarea de buget, întreg județul Iași a primit 660 de mii de lei, o sumă insuficientă, susține președintele Consiliului Județean. Și am depus ieri dosarul pentru 5 drumuri județene, proiectele respective pentru a accesa bani de la CNI, de la guvern, prin guvern, prin Ministerul Dezvoltării și totodată am făcut demersurile și pentru a accesa banii europeni de la ADR Nord-Est, deoarece sunt alocări speciale de la proiectele care nu sunt realizate, mai ales pe proiectele pe infrastructură. La ADR Nord-Est avem două pachete de drumuri, un pachet de 40 de kilometri, acele 5 promisoane de drum care le-am depus la Ministerul Dezvoltării și totodată mai avem un pachet de un pachet de drumuri județene, drumul Mănăsirilor, cum este denumit, pentru că în Iași avem două astfel de pachete, drumul Mănăsirilor și drumul Vinului, dar drumul Mănăsirilor este cel în faza cea mai înaintată. Au fost trimise deja la Compania Națională de Investiții documentațiile pentru cele 5 drumuri județene și există posibilitatea ca aceste drumuri să fie contractate în termen de 30 de zile. Cu restul avem accesări acum de peste 150 de milioane de euro depuse dosare. Noi sper să ne calificăm, deoarece pentru cele 5 drumuri deja avem proiectele realizate, deci ar trebui primul venit care a depus dosarul să și primească bani. Eu sper să nu fie și alte interese pe acele tronsoane de drumuri, cele 5 care avem proiectele realizate. Urmând, după ce apare metodologia și ghidul de finanțare axa 1, depunem la ADR Nord-Est două pachete. Avem șansă, după apariția ghidului, dacă apare astăzi, mâine, în 30 de zile să și contractăm aceste lucrări. Popa dorește ca în următorii 4 ani să nu mai existe drumuri județene nemodernizate în Iași.